Surprinzător, pandemia nu a schimbat dinamica cursurilor de schi când vine vorba de copii. De cât timp schiezi? De 2 ani. Și îți place mult? Da. Bogdan Andreica schiază de 28 de ani și de 8 ani lucrează cu copiii. Dacă în aceeași perioadă anului trecut sute de copii se înscriau în taberele naționale și internaționale de schi, anul acesta pandemia nu a mai permis organizarea acestora. Restricțiile la taberele săptămânale sunt foarte mari. Și atunci copiii vin, cei care au varianta cu cazare, vin însoțiți de părinți de cele mai multe ori. Vremea bună de pe pârtie a fost o bucurie atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. Se simte faptul că lumea nu a mai mers la schi în Italia, Austria, Franța și au optat să-și facă concediile aici. În ultimele zile de vacanță, pârtiile au fost pline și în Poiana Brașov. Vestea bună este că prețurile cursurilor de schi au rămas la fel ca în anii trecuți.